Andrei, capitanul nejucător al echipei de Cupa Davis a României, se află prezent la faza finală a campionatului universitar de tenis. Cum ți se pare acest eveniment realizat de cei de la Student Sport împreună cu Federația Română de Tenis? Mi se pare că e o idee foarte bună. Eu am auzit de acest proiect și anul trecut și mă bucură mult, mai ales pentru că am trăit și în America și mai trăiesc încă, dar mă voi întoarce în România. Universitățile acolo sau college-ul, cum se spune, sportul în college este imens de mare acolo, nu numai că e mare, este enorm de mare și mă bucură să văd și studenții care joacă tenis sau fac sport și destul de bun, fac și școală, sunt în universități și au competițiile lor, asta e un lucru extraordinar. Spune că te întorci în țară. O să vreau să mă stabilesc înapoi în România și asta o să se întâmple în următoarea perioadă de timp, adică anul ăsta. Și o să încerc să am baza din nou în România. Încerc să faci ceva în plus față de ce se întâmplă acum în tenisul românesc? Nu o să vreau să, mai ales în următorii ani, să fac academie de tenis. Vreau să antrenez echipa de Cupa Davis. Vreau să ajut tenisul românesc. Vreau să stau în tenisul profesionist. Sper să se întâmple cu jucători români. Dacă nu, acum sunt, cum am spus, în liber profesionist. Sunt capitan de Cupa Davis. Poate o să am mai mult timp să am grijă de băieți, dar încă nu știu exact ce o să se întâmple. Apropo de băieți, ești capitanul de Cupa Davis a României. Marius Copil, din punctul meu de vedere, are o disponibilitate foarte mare. Este un jucător de mare perspectivă. A demonstrat un meci pierdut la Mustață de la Madrid cu Grigor Dimitrov, cel care a câștigat Brede Năstase Țiriac Trofia anul acesta. Da, Marius a crescut mult, mai ales tot ce înseamnă psihologia tenisului, pentru calități știm toți că le are. Numai că îți trebuie un pic mai mult decât atâtea lucruri. Acum a demonstrat chestia asta, dar trebuie să și continue această formă, să-i spun. Și e mult de muncă. Sper ca el anul ăsta să intre în prima sută, să urce în clasament, pentru că de asta e și profesionist, să urci în clasament, să câștigi bani. Și sper ca prin acest match să învețe foarte mult, chiar dacă nu l-a câștigat, a fost la un pas, dar sper să învețe și să-și ia încrederea și seriozitatea și munca pe care el oricum o face, dar să creadă în viitorul lui și atunci sigur îl vor vedea în următorii ani în topul mondial. Cât crezi că o mai ține Victor Hănescu? Pentru că Victor este la a doua, la a treia tinerețe și joacă extraordinar. Nu e la a doua, a treia tinerețe. Cu ghilimele de rigoare, exact, am glumit. Absolut, el are de-abia tătic acum. Cred că Victor, după mine, eu, sfatul meu să-i dau să joace absolut cât corpul îl ține. Și asta e greu să spui, pentru că, de exemplu, și eu, dacă nu aș fi avut probleme cu spate, poate chiar și acum aș fi jucat tenis, pentru că iubesc acest sport, iubesc competiția. Dar ce-i doresc lui Victor e să rămână sănătos, să aibă grijă de el și să continue cât poate el mai mult în cariera asta, pentru că odată terminată s-a terminat și nu mai ai, și sunt niște momente pe care o să le regres după aia. Trebuie să te întreb și ceva de Horia. Horia, crezi că și-a găsit un partener pe măsură la dublu cu Roher? Da, pe măsură, sigur că da. El a schimbat trei parteneri acum și cu toți a jucat bine și continuă, a câștigat deja trei concursuri cu Rohea. Bineînțeles că toți ne așteptăm, dacă a jucat cu celălalt partener două finale la Wimbledon, să facă aceleași rezultate sau mai bine. Dar știi cum e, mie, după mine, mi se pare că se potrivesc foarte bine și nu numai în teren, și în afara terenului. Și rezultatele poate o să vină chiar la următoarele concursuri. Deja au câștigat, cum am spus, trei concursuri. Ieri au pierdut la o minge în fața fraților Brian, deci diferența nu e mare. Și mai ales la dublu, în afară de Grand Slam-uri, știi cum e o loterie când intri în tiebreak-ul decisiv. Și sper să aibă și șansa și încrederea. Și da, mie mi se pare un partener foarte bun, Rohia. Andrei, îți mulțumesc și te aștept la Puzzle Sportiv, de la 1 la 2 în fiecare duminică.